perioada concediilor, perioada vacanțelor și trebuie să fim frumoși, că nu, vorba aceea, marea ne cheamă, cât mai dezbrăcați, cât mai despuiați, ca să arătăm bine și să fim în atenția tuturor. Să atragem atenția. Și pe ideea asta, în următoarele 20 de minute, avem cu cine să vorbim și despre ce să vorbim. Și asta pentru că o să ne legăm strict de ceea ce ține partea de frumusețe, hai să zicem, facială. Deși nu avem treabă cu fața, ci mai mult cu părul, pentru că, cum bine vedeți în spatele meu, cât ai barbershop-ul scrie acolo și nu oricine s-a apucat de barbershop după ce a făcut la cocuri și bretoane și în continuare face niciun fel de problemă, nimeni altul decât bunul meu prieten și îl știu de când era copil. Vă joc cu ideea, deci glumesc, chiar nu, atât nu, dar îl știu de mult, nimeni altul decât maestrul Cristi Pascu. El ne va fi gazdă, barbershop-ul pe care Cristi Pascu l-a deschis de foarte puțin timp, drept care rămâneți cu noi, vizionare plăcută! Aici stim salonul Cristi Pascu de niște ani buni de zile. De cât timp? Aproape, sunt vreo 7-8 ani, cam așa de când sunt. 8 anișori ca popa. Da, de 8 anișori de când ne-am mutat aici, că inițial eram în Dorobanț, după care am lăsat Dorobanțul și am vrut un spațiu ceva mai mare, că nu ne mai încăpeam în piele, ca să zic așa. Mai puteai de clientelă. Bun, de 8 ani aici pe George Enescu. Inițial ai plecat cu ideea de coafor, dedicat nu neapărat doar doamnelor, dar în respectivul spațiu și bărbați. Iar de cât timp ai zis, bă, frână, să separăm sexele, separarea sexelor? Cum sună asta? Nu sună rău, glumesc. Și ai zis, femeile cu femeile, bărbații cu bărbații. Adică femeile vor egalitate, bărbații nu prea mai vor egalitate, că s-au săturat. Dezmăț! Atâta egalitate, nu. Chestia asta, să spunem, e un trend ascendent de vreo 2-3 ani, însă ponderea bărbaților a crescut foarte mult și a crescut foarte mult numărul bărbaților care se și îngrijesc. Rămâi doar pe ideea de femei, nu vrei și tu o specializare pe barbă, pe tu în salea, tu nu? Nu, eu sunt de principiu că fiecare trebuie să se specializeze pe câte ceva. Nu există om care știe să facă și barbări și colorimetrie și tunsoare și cocuri și ce vrei tu, nu. Specializezi de pe ceva și lucrul ăla este efect. Nu te-a tentat ideea să încerci să vezi cum e să... Am o grămadă de clienți bărbați. Sunt 10% din clienții mei sunt bărbați. Și barbă faci? Da, dar mai puțin. Nu mă duc la nivelul lor. Îl ai pe Andrei, îl ai pe George, George a fugit. Sunt o grămadă care fac rafinament și finețe și figuri, detalii. Clientela de la Pascu personal, în general, e conservatoare puțin. Business și... lume selectă, lume aleasă, nu poți. Da, ce să vedem? Ministri, prim-ministri, președinți de stat, din astea. Sunt oameni amărâți cu portofele mai bune, ce să facem? Aia zic, da.